Bună ziua, dragii mei prieteni! Vă salut cu mult, mult drag! Mă numesc Dana Uzacuna. Bun venit pe canalul meu de YouTube, bun venit pe pagina mea de Facebook cu același nume în bucătărie la Zidana Uzacuna. Chiar și bun venit pe canalul meu de TikTok, la fel cu același nume în bucătărie la Zidana Uzacuna. Dragii mei prieteni, foarte mult de noi întrebăm o întrebare. Ultimii 10 ani, ce înseamnă acel cancer, acel tumor sau un popor mai numit rac? Eu astăzi vreau să vă arăt un tratament foarte bun pentru cei care au această nedumerire sau această situație sau această boală. Când noi auzim de boală rac sau cancer sau tumori, întotdeauna primul care nu îmi vine în cap, dacă noi avem cancer, înseamnă că noi murim. Nu este adevărat. Este o boală, dar nu este chiar bună această boală și ea vine pe neașteptate și când ții mai bine în viață, dar această infecție tumorală care există în corpul nostru se poate de ajutat ca să o stopăm noi în casă. Da, multă lume o are la piele, cancerul de piele, ați auzit, multe femei are cancerul de sân, bărbații are cancer de prostată, cancer de ficat sau chiar cancer pulmonar. Uite, uitați-vă, astăzi eu vreau să vă arăt ceva foarte interesant pentru toată lumea, care tu în caz poți într-adevăr să-ți ridici imunitatea, metabolismul, ca să nu ai lipsa de vitamine. Dacă corpul n-a să aibă lipsă de vitamine, a să aibă fier, hemoglobina în normă sau alte vitamine care corpul nostru le are, cu siguranță tu această boală o eviți. Hai la treabă să vă arăt ce aveți nevoie. Sunt două ingrediente care voi în casă puteți să le aveți, toată lumea, sau puteți să le cumpărați. Aceasta este primul lucru care eu des vorbesc, de rădăcina de păpădie. Este o rădăcină de păpădie, acea floare galbenă care noi o găsim în grădină sau în drum, pe voi sau pe colini. O vedeți, da? Dar chiar este rădăcină. Este foarte bună chiar și florile și este foarte bună frunză. Ea este echivalent la chimioterapie. Rădăcina de păpădie, o mănânci în pulbere, în ceai, cum tu poți, chiar dacă tu vrei uscată, chiar dacă tu vrei proaspătă, este foarte bună de a stopa cancer. Și ea chiar ajută la persoanele care sunt cu metastază. Mai am un ingredient aici care eu îl iubesc foarte mult, polenul, propoliț și mătcuța. Așa, este polen de albin care îl face înțeleptele albinuțele. Este un antibiotic natural care el ajută foarte bine la corp de a ridica imunitatea, metabolism. El este antibiotic natural. Dacă tu mănânci tot anul împrejur polen, să știi că niciodată n-ai să ai dureri de gât, niciodată n-ai să ai viroze sau virus. Hai la treabă să vă arăt pentru ce este pentru cancer, care toată lumea, deci, sau multă lume, deci, îl are în situațiile noastre, sau chiar rude, sau chiar prieteni, sau chiar colegi de lucru. Da, este o situație care nu multă lume o iubește și chiar, să luăm la drept, nimeni nu o iubește, dar cancerul, să zicem așa, se poate vindeca și acasă. Multă lume zice, nu, cu cancerul, cine are cancer, toată lumea moare. Nu e adevărat, dragii mei prieteni. Este cancer care se vindecă, sunt foarte multă lume, există multă lume care au și câte 20 de ani și 30 de ani cancer și încă n-au murit. Dacă tu ai avut grijă de imunitate, metabolism, de corpul tău, de a mânca sănătos, cât mai multe vitamine, cât mai multe fructe naturale, cu siguranță, tu îți oprești cancerul. Eu asta am nevoie de polen, propolis și mătcuță. Mătcuța se mai numește păstor. Eu am nevoie de o râșniță care noi, deci, dăm piper negru sau piper măcinat. Și asta am nevoie de 2-3 rădăcini de păpădii. Rădăcinile de păpădii le scoți tu singurică, eu le scot, e cam greu de scot, dar trebuie să le găsești vara, pe timp de vară, ca tu să le ai tot anul împrejur. Două rădăcini e ca așa, în felul următor, ia uitați-vă, da? Mai este el și rădăcina de brusturi, mai este el și rădăcina de leuștean, tot bună pentru cancer, mai este pentru mai multe rădăcini și chiar ciupercă roșie, dacă voi ați auzit de ea, eu foarte des vorbesc. Eu am nevoie de 10 linguri
de ceai sau de cafea, care noi bem ceai sau cafea, de polen, propoliț și mătcuță. Punem aici imediat o lingură, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și le măcinăm foarte bine. La mine vine foarte multe persoane cu această problemă de sănătate, care este cancer sau tumor. Dar niciodată, dragii mei prieteni, cine aveți din voi această boală, nu avem dreptul să dăm mâinile în jos și să credem să învie gânduri murdare sau urâte. Întotdeauna trebuie să ai grijă sănătatea ta, întotdeauna trebuie să cauți pe internet ce este pentru a omorâ celulele cancerogene, ce tratamente naturale, ce avem nevoie să mâncăm, ce avem dreptul să bem, să înlocuim masă cu legume, fructe sau care sunt cele mai bune pentru cancer. Hai să vă măcinesc, deci, polenul cu păpădie. Mulți de voi ar să mă întrebe un lucru, Zidana, este posibil și copii sau pentru persoanele care au cancer în sânge? Da, foarte, foarte bun. Fiindcă polenul, propolisul, deci este un antibiotic natural, păpădia, rădăcina de păpădie, la fel este foarte bună cât ei, câte 2-3 lingurițe pe zi. Fiindcă noi știm că el este echivalent, deci la chimioterapie, deci este foarte, foarte puternic. Dacă ți nu-ți place ca să o mănânci, să o consumi, o pui în iaurt, o pui în terci, o pui într-o supică, poți o pui chiar într-o cană de lapte. Este foarte bun chiar să o consumi și copiii. Foarte, foarte bun. Uitați-vă, ușor, după propria experiență, după câte persoane vine la mine și întreabă, Zidana, ce aș putea să iau pentru cancer? Acesta este primul tratament în casa ta, care tu îl faci foarte, foarte ieftin, nu este scump care, să dobori, să îngheți celulele cancerogene. Formidabil! Dragii mei prieteni, aveți grijă de sănătatea voastră. Aveți grijă ca să nu ajungeți la așa situații ca, de exemplu, bolile de cancer sau celulele cancerogene care sunt în corpul nostru. Dacă tu vei avea grijă, ai grijă și să mănânci, ai grijă și viață duci sănătoasă, cu siguranță n-ai să duci, deci, lipsa de vitamine în corp și n-ai să te îmbolnăvești niciodată de cancer sau tumor. Întrebarea de la voi este, persoana dacă are cancer moare? Nu. Dacă tu îi ridici imunitatea, metabolismul, mănânci sănătos, ai cât de cât o viață liniștită, cu dragoste, cu iubire, cu liniște, cu siguranță. Deci, tu singurică poți să-ți scoți cancerul din organism. 2-3 lingurițe pe zi. Cu mare drag a fost prietena voastră, Zidana Uzacună. Pentru cei care nu mă cunosc, sunt medic naturopat, care eu lucrez foarte mult cu ierburi naturale, care cresc din natură, care ne le oferă mama natură, ca să fim noi sănătoși. La revedere, sănătate!